După ce se analizează toate condițiile prevăzute de lege și se decide dacă se acordă statutul de refugiat sau protecția subsidiară, solicitantul de azil devine beneficiar al uneia dintre aceste două forme de protecție. Indiferent despre ce formă de protecție vorbim, acesta beneficiază de anumite drepturi, dar și de obligații. Printre drepturile beneficiarului formei de protecție se numără și dreptul de liberă circulație, se numără dreptul de a avea acces la sistemul de învățământ pe teritoriul statului românesc, similar cu cetățenii români, minorii care sunt beneficiari ai unei forme de protecție se bucură de aceleași măsuri de protecție ca și cetățenii străini, acces la piața forței de muncă este aceeași ca și cetățenii români, aceștia pot lucra și se pot angaja fie la persoane fizice, fie la persoane juridice, pot avea și activități independente, au acces la sistemul medical, li se atribuie un cod numeric personal, li se eliberează un document de identitate, li se eliberează un document de călătorie. În ce privește documentul de identitate, ceea ce vreau să subliniez este faptul că protecția, indiferent despre care vorbim, protecția internațională care se acordă, se acordă pe o perioadă nedeterminată. Bineînțeles, cu excepția situațiilor în care, la un anumit moment dat în timp, dacă va fi cazul, poate să fie analizată dacă intervine o situație de încetare a formei de protecție sau de anulare a formei de protecție. Dar forma de protecție se acordă pe o perioadă nedeterminată. În privința obligațiilor beneficiarilor formei de protecție, acestea sunt expres prevăzute de lege, însă printre cele mai importante se numără, bineînțeles, obligația acestora de a respecta Constituția României și toate celelalte legi din România, obligația de a se supune, bineînțeles, de a respecta și legile care sunt specifice străinilor pe teritoriul României.